Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit la citirea pentru energia lunii decembrie, pentru toți cei care au soarele, luna și ascendentul în pești. Decembrie este, după cum știm, pentru toată lumea, o lună caldă, o lună nostalgică și o lună plină de iubire. Este luna bilanțului. Este o lună în care chiar suntem cumva mai buni și reușim așa să ne reconectăm cu sufletul nostru, indiferent de provocările pe care le avem. Astrologic vorbind, îl avem în continuare pe Marte, retrograd în Gemeni, care insistă să producă haos. Drept urmare, este necesar să avem atenția asupra comunicării, asupra lucrurilor pe care le spunem, asupra acțiunilor noastre. Spre sfârșitul lunii, Mercur va retrograda și el în Capricorn. Comunicarea poate din nou deveni mai anevoioasă ca oricând. Este bine să avem grijă la zboruri amânate, la programări făcute și anulate, la rezervări anulate, la contracte pe care le semnăm și așa mai departe. Vestea bună în toată povestea aceasta este că tot spre sfârșitul lunii Jupiter va intra din nou în berbec. El parcurge un ciclu de 12 ani prin toate semnele astrologice, iar de această dată ne ajută pe noi să ne redefinim la nivel de sine, de suflet, de voință, de relație cu noi înșine, dar și de relația noastră în raport cu ceilalți și să înțelegem ce vrem și cine suntem. Eu vă urez un decembrie minunat tuturor, să aveți casa plină de bucurie, de zâmbete, de iubire, de sănătate, de armonie și de prosperitate. Haideți să vedem care sunt mesajele pentru voi. Pentru luna decembrie, pentru pești. Vă simțiți prinși într-o situație pe care doriți să o finalizați. Liberul vostru arbitru a fost constrâns de o limitare. Aveți o piedică pe care căutați să o rezolvați și pentru care, cu siguranță, va apărea o soluție. Mai mult decât atât, aș putea trece de barierele cărții acesteia și aș putea să vă spun următorul lucru pentru unii dintre voi, da? Mesajul este următorul. Voi singuri v-ați întins o capcană, sunteți victima propriei voastre gândiri. Voi singuri vă țineți și vă complaceți într-o situație care vă face să suferiți. Deci atenție că aveți puterea și decizia să schimbați lucrurile. Onoare, merite, validare. Posibil unii dintre voi să fiți într-o sferă ușoară de autosacrificiu, iar mesajul lunii decembrie să vă spună este important ca tu să te validezi pe tine, este important ca tu să te iubești pe tine, este important ca tu să îți acorzi ție atenție înainte de a o face alții. Unii dintre voi veți fi recunoscuți și validați în această lună. Dacă până acum vă simțeați nevăzuți și izolați, iată că în luna decembrie vi se vor deschide așa cumva sufletul, inima, mintea și veți emana o energie pozitivă care va reflecta profund în ochii celorlalți și în sufletul celorlalți. Sărăcie. Da, ați traversat o perioadă sau un an posibil în care ați simțit neajunsuri. Sufletul vostru s-a simțit singur. Aici nu vorbim neapărat despre o sărăcie fizică, aici vorbim despre lipsă de echilibru. 3 este cifra copilului, dar este și cifra eterului. Practic, cumva din eter voi materializați un dezechilibru. Gândurile voastre au produs pe parcursul acestui an, posibil, evident, depinde de cum se aplică, o lipsă, o lipsă de iubire de sine. Femeia privilegiată, ascultați-vă intuiția prin energia voastră feminină, indiferent de gen, că sunteți domni, că sunteți doamne. Iubiți-vă! Iubiți-vă sinele, iubiți-vă corpul, respectați-vă și lăudați-vă, mulțumiți-vă, apreciați-vă. Și femeia matură, iată, tânăr și matur.
Asta înseamnă armonie. Asta înseamnă că de aici, de la 3, da, 1 plus 2 egal 3, ajung la echilibru. Este o lună prin care voi, dragii mei, prin puterea gândurilor voastre, pentru că avem culoarea albastră, care semnifică culoarea celei de-a cincea ceacre, respectiv gâtul, și culoarea mov, care reprezintă culoarea clarviziunii a celei de-a șasea ceacre, celui de-al treilea ochi, înseamnă prin gândul meu capăt claritate, prin intuiția mea capăt claritate, știu efectiv, am clar știință, am clar simțire, am clar viziune și înțeleg niște lucruri profunde, înțeleg că sunt direct responsabil de fericirea mea. Și mai am o carte pentru voi aici, caut optimismul. Iată mesajul, 7 din nou. Veți găsi soluția. Unii dintre voi primiți un mesaj mult așteptat care să vă valideze onoarea, valoarea. Unii dintre voi veți avea o discuție cu cineva, cu prilejul sărbătorilor sau în preajma sărbătorilor sau în preajma datei de 7, care vă va ajuta pe voi să aveți o revelație interioară profundă care vă va ridica. Deci un sens al validării, un sens al iubirii de sine se naște acolo. Să vedem și tarotul celest. Ce ne spune pentru luna decembrie? Pentru relație, pentru planul material și pentru starea emoțională sau sănătate. Câte o carte pentru fiecare săptămână și iată, în relație, în sfârșit te ridici în picioare și în sfârșit tu singur îți recunoști valoarea. În prima săptămână ești foarte determinat, posibil să te aliniezi la o vibrație din aceasta a reușitei și a conștientizării de sine. Pentru ca mai apoi, în a doua săptămână, să te aliniezi la frecvența îndrăgostiților, care spune am o alegere în permanență de făcut cu privire la iubire, cu privire la relația mea, dacă mă văd mai prejos decât ar trebui să fie, dacă mă aliniez la traumele mele și rămân în frici, sau dacă mă ridic și mă echilibrez. Bun. Asta este pentru voi și sufletul vostru. La nivel de relație, dacă sunteți separați de cineva, atunci cumva aveți de ales dacă să reluați o legătură sau dacă să contactați prin orice fel posibil, sub orice formă posibilă, să găsiți o cale să contactați persoana aceasta, deși vă este teamă de ecoul pe care l-ar putea avea această discuție, este totuși cum ar veni un rău necesar. Părerea mea aici este că ecoul s-ar putea să fie unul pozitiv și corect, just. Nu-mi dau seama din aceste cărți ce rezultat puteți avea, însă va fi ceva potrivit pentru ca voi să vă ridicați, să fie dreptate, să fie corectitudine și echilibru. Dacă vorbim despre o căsnicie, despre o relație stabilă, atunci este bine să vorbiți cu partenerul vostru despre modul în care vă simțiți, să vă împărțiți responsabilitățile, să vă deschideți sufletul pentru a echilibra situația, pentru că aici este unul rege și altul servitor, cumva. Iar dacă vorbim despre o nouă iubire, atunci puteți avea cu prilejul unei sărbători sau, nu știu, cândva când mergeți la cumpărături, să înțelegeți, să aveți un soi de tip de realizare care să vă ducă către cineva potrivit vouă sau chiar să întâlniți din greșeală pe cineva din trecutul vostru cu care să reluați o conexiune. Unii dintre voi ați rămas prinși în trecutul vostru la o relație. Un săgetător, gemeni avem aici, balanță și taur. Să vedem. Să vedem.
9 de spade și pajul de spade. Sunteți în suferință la nivel de relații pentru că, evident, nu aveți posibilitatea să discutați cu persoana pe care o iubiți, dacă sunteți în separare. Veți găsi o cale, încercați să ieșiți din vibrația fricii și din starea aceasta de anxietate, pentru că veți găsi o cale prin care să aveți contact, comunicare scrisă, cel puțin în prima fază, și să faceți ceea ce trebuie să faceți, să obțineți ceea ce vreți să obțineți sau să vă liniștiți sufletul. Dacă sunteți într-o căsnicie, atunci cumva vă văd apăsați de anumite lucruri și de anumite treburi care au legătură cu traiul vostru, cu banii. Văd că aveți niște provocări la nivel financiar, dar nu, s-ar putea ca unii dintre voi să cheltuie mai mult și atunci partenerul să vă reproșeze. Iar dacă sunteți singuri, atunci este necesar să vă schimbați starea, să priviți cu bucurie către viitor, pentru că prin intermediul unei călătorii sau printr-un intermediu din acesta oficial, nu știu, faceți un drum cu niște acte sau faceți un drum care ține de rutina voastră, de cele necesare vieții, să puteți avea o realizare la nivel de relație sau să cunoașteți pe cineva. Scuze, mi-a căzut cartea pe jos și este important să o iau. Așa, am revenit. Iată cartea Marele Preot, care spune ori la bal, ori la spital, în această carte. Vorbim aici despre a crea o nouă linie temporală solidă și oficială. Dacă aveți provocări în relații și sunteți într-o relație stabilă sau căsătorie, atunci nu vă validați, vă este teamă și vă puneți mai prejos. Iar lucrul acesta de autosacrificiu, de autosabotaj, să știți că deși voi iubiți, da, familia, omul și așa mai departe, în sufletul vostru sunteți singuri, nu sunteți fericiți, vă îmbătați cu apă rece. Trebuie să spuneți oamenilor din jurul vostru care este trăirea voastră interioară și care este de fapt adevărul, dar adevărul întâi trebuie să vi-l conștientizați voi, vouă. Dacă sunteți separați, atunci oficial aveți ocazia să discutați și să stabiliți niște lucruri foarte importante sau aveți ocazia de acum înainte să vă eliberați de strânsoarea amintirilor, pentru că pe voi vă dor mai mult amintirile decât relația în sine. Ce mesaje mai avem aici la iubire sau relație? Pentru pești în decembrie avem reuniune, o întâlnire undeva posibil la o petrecere sau o întâlnire undeva posibil într-un cadru oficial sau pur și simplu o întâlnire virtuală, o întâlnire pe care să nu o așteptați, să vă surprindă. O întâlnire este posibilă, dar trebuie să abandonați starea de frică. Și aici avem văduvul. Cineva vă regretă sau voi regretați pe cineva, însă aici văd un sens al finalității. Trebuie să finalizați acest ciclu, să tăiați acest cordon energetic unii dintre voi care nu mai funcționează sau să spuneți ce aveți de spus, pentru că altfel vă terminați pe voi, pe interior, mă înțelegeți? Adică e orice lucru nespus pe voi vă macină și e ca o picătură chinezească. Și mai avem aici amantul sau iubitul. Iată, unii dintre voi posibil să vă întâlniți cu cineva cu care clar nu mai aveți nicio șansă sau cineva uitat de mult, cineva uitat de mult în trecut, rămas de mult în trecut, un capitol încheiat din viața voastră și acest lucru să renască. Sau unii dintre voi, cei dintr-o relație stabilă, e posibil să
îngropați secure a războiului, cum ar fi, și să purtați o discuție cu partenerul vostru prin care să vă recunoască meritele, să vadă cât de minunați sunteți și atunci să porniți din nou la drum. Aici este o temă a comunicării și a stimei de sine. Pe planul material, începeți în prima săptămână mulțumiți, oi, ce cărți frumoase! Mulțumiți și împliniți pentru că aveți un parteneriat, ați avut o reușită la serviciu, vi s-a propus un parteneriat sau unii dintre voi primiți o propunere de parteneriat de afacere pentru care ați luptat mult și pe care acum vă bucurați că o aveți la îndemână. Se întâmplă o afacere, se întâmplă o reușită, se întâmplă o realizare, se întâmplă o finalizare de proiect aici. Efectiv, este un magna cum laude. Pentru cei care vă doriți un nou serviciu, atunci eu cumva cred că primiți o promovare sau puteți să obțineți sau se face o promisiune că undeva prin vară lucrurile se schimbă și veți putea primi o promovare sau faceți planuri ca undeva prin vară să faceți ceva. Pentru alții dintre voi aveți o discuție cu un manager și vă vărsați așa tot oful sau cu patronul sau cu, nu știu, oamenii cu care colaborați. Efectiv, vă vărsați oful și în urma discuției acestea vă veți simți împliniți. Simțiți că toate nevoile voastre sunt întrunite. Unii dintre voi s-ar putea să lucrați cu persoana iubită sau s-ar putea să vă îndrăgostiți la locul de muncă, la vreo petrecere, la vreo întâlnire, cumva, vă sclipesc ochii. Iată, se clarifică nebunul cu nebunul. Aveți un nou început aici, o resetare la nivel financiar, aveți încredere că lucrurile se rezolvă. Dacă aveți nevoie de bani pentru a face un drum să vedeți persoana iubită, atunci o vedeți. Cineva poate fi în străinătate aici, vă puteți întâlni cu cineva neașteptat. Și se clarifică 9 de bâte cu 9 de bâte. O victorie. O victorie pe plan material. Vi se recunosc meritele. Primiți un bonus. Creșteți la nivel de buget și totul este oficial. Semnați acte adiționale sau contracte de muncă. Iar la nivel de stare emoțională și sănătate, în primul rând, la nivel de sănătate, vă văd amețiți și cu migrene, cu dureri de cap. Pe unii dintre voi cu provocări pe partea de cardiologie, dar vedeți că sunt gândurile voastre care vă trimit așa înțepături în inimă. Unii dintre voi aveți o nemulțumire din cauza copiilor sau copiii voștri au ceva provocări pe partea aceasta de sănătate, nimic grav. Nu vorbim neapărat de partea de sănătate, nu știu, aveți copii mici care fac fel și fel de șotii sau trec prin diverse transformări. Este vorba despre educație și despre provocările vieții, despre salturile lor mentale aici. Unii dintre voi vă doriți să vă împăcați cu cineva din copilăria voastră sau cineva din trecutul vostru, cineva din tinerețea voastră, da? Din tinerețe. Acum sunteți la maturitate, dar v-a rămas gândul la cineva din tinerețe. Și cumva, din anumite obstacole financiare, să spunem posibil să nu se fi putut consuma sau realiza uniunea dintre voi. Și revine această temă în viața voastră pentru că este necesar să vă eliberați de această traumă emoțională, să vă deschideți sufletul și să faceți pace cu trecutul. Ce mai văd aici? Iubire. Aveți nevoie de foarte multă iubire. Ați fost înconjurată foarte mult timp de certuri și de foarte multă confuzie, de a nu ști cărui loc aparțineți, a nu ști în ce direcție să o luați și eu al cui sunt, care este valoarea și identitatea mea. Ați trecut printr-o perioadă de izolare psihică. V-ați închis în capul vostru, ați stat posibil într-o buclă așa și acum cu bilanțul anului care urmează, cu bilanțul anului actual și cu
intențiile pentru noul an, să vă recăpătați încrederea că lucrurile se așează. Șase de cupe vorbește despre o realizare interioară, despre armonie interioară, despre liniște interioară și despre iubire. Iubire de sine, despre vindecare. O vindecare, da? O vindecare. Din cauza supărărilor să vă menajați, da, la nivel de supărare, la nivel de suflet. Veți avea o revelație la nivel de stare emoțională puternică aici, se produc niște schimbări, posibil acest mesaj să fie, să vină ca o surpriză și să vă reactiveze o durere din trecut. 5 de cupe, da? Posibil să fiți voi așa melancolici și nostalgici pe parcursul acestei luni și pentru că întâmpinați cumva sărbătorile de iarnă, voi fiind un semn de apă foarte sensibil și foarte intuitiv, să vă conectați la o situație din trecutul vostru unde ați suferit mult. Recomandarea aici este să învățați din experiența voastră de până acum și să priviți totuși în oglindă că aveți foarte multe realizări și lucruri pentru care să fiți mulțumiți. Văd aici un berbec și mai văd o luptă, o luptă interioară cu sinele vostru. Pentru voi situația se va schimba foarte mult începând cu data de 20 decembrie. Veți căpăta forță, veți căpăta vitalitate și veți avea o ocazie pentru următorii 12 ani să vă redefiniți și să vă reconectați, iată se repetă șase de cupe, la iubire. La iubire. Fie că apare cineva nou în viața voastră, fie că la nivel de relație, de căsătorie, de nu știu, partener, lucrurile se armonizează, fie că întâlniți pe cineva, fie că vă reîntâlniți cu cineva din copilăria voastră, lucrurile se schimbă și se îmbunătățesc aici, așa cum aveți voi nevoie. Mai au cărți oracol pentru sufletul vostru, sufletul pentru pești decembrie. Avem libertate emoțională, vulnerabilitate, reechilibrare și o curgere organică, da? O naturalețe, să-i spunem. Exact cum spune și șase de cupe aici de două ori, există un nivel de eliberare emoțională aici. O veste, o realizare, priviți poza cuiva, vă dați seama de niște lucruri sau vorbiți cu cineva și vă dați seama că voi de fapt ați rămas cu gândul la un potențial, la un om care era atunci, dar între timp s-a schimbat, ceva de genul acesta. Chakra gâtului, am vorbit despre ea aici, da? Comunicarea, spune adevărul, curaj și reversul medaliei aici este abținerea, iată, abținerea. N-am avut curaj să spun când a trebuit ceva sau din cauza că mi-a fost frică într-o anumită situație, m-am închis în mine, mi-am creat un imperiu mental în care eu să mă simt bine, dar e o iluzie și trebuie să ies și să mă ancorez în realitate. Este o lună a comunicării, o lună a clarității pentru voi, dragii mei, și exilat. Vedeți cum se confirmă toate. Exilat, iată. V-ați simțit exilați. Iluzia separării, disconfort, izolare. Fără să ajung la cărțile acestea, am simțit bine energia. Eu știu cum simt și ce simt. Și dacă mesajul pentru voi este acesta și doriți să-l luați în seamă, vă recomand pentru că după poarta aceasta roșie care se află aici, este o nouă viață. Este o transformare. Vedeți cum fluturele, care este simbolul transformării, se duce direct în centru și deschide ușa. Iar aici, clar, simbolurile înseamnă tinerețe, maturitate. Nu înseamnă neapărat că aveți o anumită vârstă. Înseamnă că am trecut printr-o situație, am învățat din ea și m-am maturizat. Am devenit mai înțelept. O lună foarte bună. O lună foarte bună pentru voi. E evoluție major aici. Nu știu pe ce puneți voi amprenta. Pentru mine, dacă ar fi apărut cărțile acestea, aș fi țopăit de bucurie. Talismanele pentru voi. Avem așa. Trăiește-ți visul indiferent de ce se află în jurul tău. Nu contează lucrurile din exterior. Nu contează de unde apare dragostea.
Aici avem o inimioară care spune să iertăm, iar pe cealaltă parte spune prieten pentru totdeauna. Poate trebuie să transformați o fostă, pur și simplu o fostă iubire, în prieten. Poate trebuie să lămuriți situația cu cineva din trecut. Poate ați rămas agățată într-un eveniment care vă ține legat. Iar aici avem lotusul. Odată cu această eliberare, după cum vă spuneam, după ușa roșie, există o nouă viață stabilă, căci roșu este chakra de bază, stabilitatea, originea, neamul meu, locul meu, cine sunt eu. Și aici avem inițiala S, avem inițiala O, H de două ori. H pentru mine înseamnă îmbrățișare și echilibru. Și aici putem avea os, atenție la oase, în primul rând, la sistemul osos și, în al doilea rând, la și ce dacă rămânem prieteni. Mă bucur că te-am cunoscut și că am avut capacitatea și posibilitatea să te iubesc. Este o iubire în toate formele ei. Sau, acum vine echilibru pentru voi în viață. Este o citire foarte bună, să știți. La nivel de semne astrologice sau ca semne astrologice, avem aici Taur, Gemeni, Balanță, Vărsător, Capricorn, Gemeni și Săgetător. La nivel de plan material, ca semne astrologice, avem Taur sau Balanță, pești foarte puternic, Săgetător foarte puternic și Rac. Iar la nivel de plan emoțional, dați-mi un pic că strălucește lampa aceasta în ochi. Așa, avem pești, Gemeni, Scorpion, Leu, energie marțiană, berbec sau scorpion, balanță. Vă știți, dragii mei, cu ce rezonați. Mai iau o carte pentru sufletul vostru ca sfat. A ieșit singură. Să vă lăsați purtați de dorința sufletului vostru și de pasiunea voastră, pentru că ce schimbări faceți voi acum și modul în care veți curăța o situație din viața voastră și vă veți raporta la sufletul vostru și la voi înși vă, va schimba, va produce o schimbare majoră pentru voi, pentru totdeauna. Da, pentru totdeauna. Vă îmbrățișez tare mult, vă urez la mulți ani. Să fiți bine, sănătoși. Vă mulțumesc pentru tot sprijinul și pentru că ați fost aici cu mine. Și să fiți bine. Vă îmbrățișez. Pa, pa!